Conform Direcției pentru Agricultură Gorj, în primul ciclu s-au înscris 15 cultivatori. Dintre aceștia, unul s-a retras după ce vremea capricioasă i-a distrus munca. La Direcția pentru Agricultură Județeană Gorj s-au înregistrat 41 de dosare, deci de beneficiari a acestui ajutor. Vă spuneam că în prima, în primul ciclu s-au înscris 15. Uh... Au fost făcute inspecțiile pe teren, adică fișa 4A, în sensul că s-au identificat solarile, s-au verificat dacă au suprafața de 1000 de metri pătrați, dacă prezintă panou de identificare. Până în momentul de față v-am spus, din cei 15 sunt făcute inspecții la 14. Unul dintre producători, din păcate, s-a retras pentru că atunci când am avut zăpada mare, am avut distrugere de acestei solar. Noi am înregistrat în ISU, am trimis la Ministerul Agriculturii solicitare să vedem dacă se vor lua vreo măsură pentru despăgubire. Până pe 31 mai, fermierii trebuie să dovedească direcției pentru agricultură că au cultivat, produs și valorificat două tone de tomate. Deja peste două zile încep să facem fișa 4B în sensul că această fișă se face la începutul rodirii. Să sperăm că din cei 14 care s-au înscris în primul ciclu, până pe data de 1 iunie, deci pe 31 mai, trebuie să livreze două tone, să aducă la sediul nostru documente doveditoare că au livrat aceste două tone. Nu se știe nimic de prelungire, majoritatea în țară solicită o prelungire ca nu trecut de două săptămâni, deoarece anul acesta condițiile au fost mult mai nefavorabile. Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 de euro și se acordă fermierilor care cultivă două tone de tomate pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați.